Operațiune de salvare a unui turist elvețian în vârstă de 16 ani care a suferit o criză de apendicită în masivul dâmbovițan Bucegi, în zona Padina. Tânărul de 16 ani, de origine elvețian, venise pentru două zile în zona Padina împreună cu alți 20 de turiști elvețieni și erau cazați la cabana Padina. Echipa Salvamont Dâmbovița și jandarmii montani au primit un apel din partea cabanierului de la Padina, solicitându-le să intervină pentru a-l transporta pe turistul aflat într-o stare gravă până în zona unde poate ajunge o ambulanță. Echipajele de salvamonti și jandar s-au deplasat la cabana Patina, unde tânărul elvețian se afla într-o stare gravă, suferind o criză de apendicită. Imediat a fost anunțat smurdul de la Fieni. Tânărul de 16 ani a suferit o criză gravă de apendicită, având frisoane și dureri abdominale. Jandarmii și salvamontiștii imediat s-au pus în mișcare cu pacientul. În zona DQ s-a făcut transbordarea pacientului în autospecial la Smurd și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște. Vacanța tânărului turist, care se încheia astăzi, a avut un sfârșit nefericit, ajungând cel mai probabil în sala de operație.